Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru Zodia Gemeni. Și acum să vedem pentru nativii din Zodia Gemeni, pentru cei care aveți ascendentul, lună natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în acest semn zodiacal, sau dacă aveți pe cineva din această zodie în viața voastră și sunteți curioși de ce se întâmplă cu această persoană în luna august, hai să scoatem un mesaj pe partea de dragoste, unul pe sănătate și unul pentru bani, afaceri, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste. Pentru nativii din Gemeni, în luna august, așteptați-vă la o perioadă mai retrasă, cu mai puțină socializare și cu mai multă interiorizare. Fie că sunteți singuri, fie că sunteți deja într-o relație de lungă durată, aici eremitul combinat cu nouăle de monede ne arată că în luna august trebuie să vă luați puțin timp pentru voi înșivă, să vă puneți nevoile voastre pe primul plan și să vă asigurați că nevoile voastre de creștere spirituală și emoțională, dar și nevoile voastre fizice de siguranță sunt îndeplinite, pentru că doar în acest mod veți putea fi voi partenerul sau partenera ideală pentru omul care este deja în viața voastră sau pentru persoana pe care vreți să o atrageți în viața voastră. Aici eremitul cere sacrificiu, cere să nu aveți regrete și să aveți grijă de voi înșivă. Pentru o parte dintre gemeni, pentru o mică parte dintre voi, aici s-ar putea să finalizați o relație. Dar acest lucru vreau să știți că este absolut necesar, universul este de partea voastră, vă susține și o să vă fie mai bine pe cont propriu decât într-o relație toxică. Pentru cei care sunteți deja singuri, nu cred că în luna august o să vă întâlniți alesul sau aleasa inimii, aici trebuie să lucrați asupra voastră. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, aici va trebui să aveți această discuție cu partenerul sau partenera voastră și să obțineți suport de la această persoană, astfel încât voi să vă puteți îngriji de voi înșivă în această lună. Să-i explicați frumos, calm, rațional partenerului sau partenerei voastre că aveți nevoie în luna august să lucrați asupra voastră, astfel încât să puteți să fiți cea mai bună versiune a voastră în relația actuală. Hai să clarificăm această carte pe partea de dragoste pentru gemeni. Foarte interesant, în primul rând aici nouăle de monede a apărut de două ori. Vedeți că și această carte, eremitul, are combinată în energia asta nouăle de monede în acest set de tarot. Și aici a ieșit la clarificare încă o dată nouăle de monede. Această carte ne vorbește despre o persoană independentă din punct de vedere financiar, o persoană care este foarte fericită pe cont propriu. Așa că dacă sunteți singuri, nu vă așteptați să începeți o relație în luna august. Pentru cei care sunteți într-o relație, aici e important să lucrați pe siguranța voastră financiară, materială, pe independența voastră. Pentru că dacă sunteți într-o relație doar pentru că depindeți material, financiar, de partenerul sau partenera voastră, aia nu e o relație sănătoasă. Și mai devreme sau mai târziu, toxicitatea sa o să se arate. Prin urmare, luna august, gemenilor, canalizați-vă pe cariera voastră, canalizați-vă pe a descoperi metode să faceți bani, să fiți independenți, să vă puteți întreține singuri și dacă e nevoie să puneți anumite ziduri în jurul vostru, să puneți anumite bariere, anumite limite, să impuneți anumite standarde, faceți asta. Dar faceți-o într-un mod sănătos, într-un mod productiv, care să vă ajute să evoluați, să treceți la următoarea etapă din viața voastră. E interesant, aici pentru gemeni focusul în luna august nu o să fie pe dragoste, va trebui să vă canalizați mai mult aici pe partea de afaceri, de bani și de carieră și pe partea de sănătate. Hai să vedem. În sănătate avem aici 6 de monede, o carte foarte frumoasă care ne arată că în luna august aveți toate șansele să primiți un ajutor de la cineva pentru a rezolva o problemă de sănătate. Prin urmare, nu ezitați să mergeți la medic, nu ezitați să vă faceți analize și investigații. Chiar dacă vă îngrijorează puțin costurile, vă îngrijorează puțin ce o să descoperiți și cât o să vă coste tratamentele,
Văd că nu aveți motive de grijă, fiindcă aici o să apară cineva din familia voastră sau dintre prieteni care o să vă ajute financiar, sau poate chiar e posibil să descoperiți că o parte dintre analize sau dintre medicamente sunt compensate, sunt gratuite și costurile să fie mult, mult mai mici decât vă așteptați voi. Așa că aici, în luna august, faceți-vă setul de investigații necesar pe care l-ați tot amânat deja de ceva vreme. E cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți pentru sănătatea voastră. Hai să clarificăm acest 6 de monede. Da, văd aici cu asul de săbii că o să iasă la iveală un adevăr și odată ce aflați aceste informații o să puteți să vă îndreptați într-o direcție mult mai sănătoasă, mult mai echilibrată în viața voastră, ba chiar o să aveți motiv de sărbătoare în luna august. Prin urmare, dacă vă era frică să mergeți la medic, dacă vă era frică să mergeți la dentist sau la oftalmolog sau la orice medic sau terapeut trebuie voi să mergeți în această lună, lăsați fricile deoparte, fiindcă aici lucrurile o să iasă mai bine decât vă așteptați. O să aflați niște informații mai frumoase, mai pozitive, mai benefice decât vă puteți imagina la acest moment dat. Cu asul de săbii, aici vreau să vă atrag atenția doar asupra unui lucru, nu mințiți medicul. Dacă vă întreabă cât fumați sau cât beți, nu spuneți voi ce sumă sau ce număr credeți că ar vrea să audă acea persoană, spuneți adevărul, pentru că doar în acest mod va putea găsi tratamentul, terapia perfectă pentru voi. În orice caz, aici adevărul o să iasă la iveală, orice încercați să ascundeți, nu o să poată să stea ascuns cu asul de săbii. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei, aici unde este tot focusul, unde se canalizează toată energia pentru gemeni, avem pe luna august 3-ul de bâte, o carte foarte frumoasă care ne vorbește despre răsplata pe care o primiți în urma efortului depus mult timp în urmă. Aici o să aveți succes în afaceri, mai ales dacă sunteți antreprenori, mai ales dacă aveți afacerea voastră, business-ul vostru. Aici o să aveți mai mult succes decât vă așteptați. Prin urmare, în august nu vă luați concediu. Lăsați concediu pe mai încolo, pe altă dată, aici canalizați-vă pe jobul vostru, pe cariera voastră, mai ales dacă aveți afaceri cu oameni din străinătate, cu corporații din străinătate, cu entități din străinătate, fie că lucrați în import-export, în vânzări sau chiar și pentru cei care lucrați în mediul ăsta online, YouTube, Facebook, Instagram. Luna august e momentul în care trebuie să băgați mare, să nu o lăsați mai moale, pentru că aici o să aveți parte de foarte mari beneficii, de niște lucruri foarte frumoase care o să se întâmple în cariera voastră. Hai să clarificăm pentru partea de afaceri, bani și carieră pentru nativii din zodia Gemeni. Aici singurul semnal de alarmă vine de la pajul de săbii, care vă transmite să aveți totuși puțin grijă la felul în care comunicați. Țineți-vă departe de bârfe, țineți-vă departe de uneltel și de clevetel, pentru că nu o să aducă absolut nimic pozitiv, dar în același timp păstrați urechile ciulite, așa, păstrați radarul deschis, fiți atenți la tot ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că nu știți de unde o să sară informația care o să vă ajute să faceți investiția, care o să vă aducă foarte mulți bani sau nu știți pe cine o să auziți că are nevoie de serviciile pe care tocmai voi le oferiți, da? Aici fiți atenți la informație, la felul în care circulă informația. Cu regele de bâte, văd că toată pasiunea voastră o să dea roade în luna august, o să vă aducă și rezultate și pentru o parte dintre voi aici e posibil să atrageți atenția unei persoane carismatice, unei persoane care este în domeniul public, poate cineva din televiziune, din media, din mass media, care o să vă ajute să vă facă reclamă, o să spună lucruri pozitive despre voi, despre serviciul vostru, despre ceea ce voi oferiți. La scară mai mică, aici regele de bâte poate fi chiar și cineva care lucrează în poliție, în armată, în domeniul acesta legal, fie ca avocat, fie ca procuror, cineva care poate să vă dea un sfat bun, care vă poate ajuta cu niște informații prețioase pentru voi. Și cu 4 de săbii,
este important în luna august să nu uitați să vă și odihniți. Adică, da, v-am spus că nu e momentul să mergeți într-o vacanță, dar aia nu înseamnă că trebuie să lucrați 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cel puțin o zi pe săptămână trebuie să vă alocați doar pentru voi, doar pentru relaxare și pentru odihnă, fiindcă altfel o să ajungeți la burnout, o să rămâneți fără energie și ce se întâmplă pe urmă? Când rămâi fără energie, vin problemele pe partea de sănătate, când ești prea obosit, îți scade și sistemul imunitar și de acolo vin o grămadă de alte probleme. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card Puterea Gândului, un mesaj frumos pentru Gemeni, pentru luna august. Hai să vedem ce mesaj avem de la aceste cărți oracol pentru voi. Totul este bine în lumea mea. Totul lucrează pentru binele meu cel mai înalt. Din această situație va veni numai binele. Sunt în siguranță. Un mesaj foarte frumos care vine aici și completează această etalare pentru luna august. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Nu uitați de etalările zilnice care vă oferă așa câteva informații foarte pe scurt să vă ghideze zi de zi. Și bineînțeles, uitați-vă și la celelalte surprize pe care le-am pregătit pentru voi pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!